am cerut prin adrese scrise la OCPI să ni se dea planurile parcelare de la domniile lor. Eu am vreo 7 luni de când am depus, n-am primit niciun răspuns, tacit este aprobat, normal. Înseamnă că nu le mai trebuie plan parcelar, nu le mai trebuie nici accesul tarla. Nu vi se pare, doamna director și doamna Bob? Dați voie, domnul primar, vreau să vă răspund eu. Răspundeți-mi. Noi primim de la primărie aceste solicitări pentru furnizarea informațiilor, da? Planul parcelar, dacă el să luăm după definiția din lege, este evidența tuturor imobilelor dintr-o tarla. Despre aceasta discutăm. Nu există, domnul primar, dacă noi am avea aceste planuri parcelare, nu vi le-am mai cere dumneavoastră. Prin lege, atribuția de domnire a planurilor parcelare pe ordinul 890 din 2005 este a comisiilor locale. Ajungem și acolo. Oficiul de cadastru, da, le evidențiază, le arhivează și așa mai departe. Unității de fond funcționează și pe care le arhivăm. Vi le dăm. Ne avem ceea ce avem, ceea ce ne-a strătis în asta. Vi le dăm înapoi, dacă le dăm, da? Dar era interzis să dați un răspuns la adresa care, prin care am solicitat acest lucru. Mi se pare că și Instituția Prefectului a transmis aceeași adresă. Ce rău? Și lăsați-mă să te fie, vă rog frumos, că eu am asta. Cu permisiunea dumneavoastră, vreau să vă spun că ceea ce vă spuneam, că am tot din spate, este un pur adevăr, pe care o știți. Dumneavoastră, dați-mi acum căile de acces în canale, pentru că alea presupun că rățile cadastrale există în unele lucruri. Deși, în aproape toate legile, spune de regulă. Regula o interpretează oamenii. Deci noi acum, prin ceea ce ați venit astăzi cu căi de acces în tarla, nu lăsați cu nimic. Din potrivă, ne complicați că ne mai cereți o situație în plus pe care noi nu vă putem da din lipsă de ce? De fonduri. Ai problemă. Care considerați că nu vă satisface sau reglementare sau decizie, vă rog să ne o semnalați și noi, așa cum o semnalați dumneavoastră, o semnalăm mai departe. În legătură cu Ordonanța 28. Și la sfârșitul anului, că, sigur, nu-i subiectul întâlnirii de astăzi, dar e bine să le discutăm. Ba, chiar că discutam că să grăbim un pic. Și de-aia, noi ieri am primit-o și tot ieri am făcut demersul către dumneavoastră, tocmai că știam că timpul ăsta e foarte scurt. Acum, dacă mă întrebați pe mine, sunt zeci de școli și grădinițe care nu toate se vor încadra în bugetul alocat pentru județul Cluj în anul 2016. Deci aici va fi o, știu eu, o eșalonare multianuală. Viitor, la eliberarea titlurilor de proprietate se va ține cont de poligonul roșu, de la legea 165. Reglementările cu privire la poligonul roșu le avem și în hotărârea 128 a Comisiei Județene, unde avem stabilit în situația în care suntem sau nu suntem în poligonul roșu sau alte poligoane. Avem reglementat prin hotărârea 128 pe 2015 a Comisiei Județene. A doua întrebare. Care ce zice? Bună întrebare. Care ce zice? Care zice următorul lucru? Da, care ne spune că în situația în care imobilul nu este în poligonul roșu, documentația pentru emiterea titlului va mai cuprinde un referat al Comisiei Locale care să precizeze de ce nu este în poligonul roșu, care să justifice motivele pentru care nu a fost evidențiat la legea 165. Problema cu referatul cunosc. Avantaj poate fi, dacă e întârziat mult, sigur e un dezavantaj și va fi inclusiv înscris acel titlu de proprietate în cartea funciară. Și curiozitate, da, doamna are o curiozitate. Exact așa, pentru că ne tot adunăm aici și tot povestim de eliberarea titlurilor de proprietate de foarte mult timp. Eu nu înțeleg de ce sau cum s-au ajuns la situația de a complica lucrurile atât de mult, atâta timp cât 80% din titlurile de proprietate care au fost eliberate până acum s-au eliberat după o metodologie. De ce am reușit noi să complicăm atât de mult situația? Pentru că eu sunt primar și stau de vorbă cu mulți primari, să știți, și nu vor reuși primarii să întocmească documentații pentru a elibera titlurile de proprietate. Eu am impresia că nu se dorește punerea în posesie. Poate că ar trebui să încercăm și dumneavoastră să ne sprijinim, să încercăm să simplificăm un pic toate aceste porcării de care vorbim de ani de zile și să recunoaștem că legea 165 e o prostie. Pentru că va veni anul 2018 când țăranii nu vor putea depune cereri la APIA
pentru că nu vor avea proprietatea, nu vor avea întăbulate după aceea suprafețele de teren și tot noi vom fi trași la răspundere. Eu cred că ar trebui invers un pic pentru cele 20% de procente pe care le mai avem în a elibera titlul de proprietate, ar trebui să intervenim un pic prin, nu știu, o lege, un ordin de ministru, să simplificăm, pentru că nu vom reuși, nu avem resurse financiare, majoritatea primarilor au proiecte pe fonduri europene unde trebuie să meargă cu cofinanțare, nu avem bani. Regulament de Comisie Județeană de Fond Funciar, i-am lăsat și o adunat acum, nu știu, n-aș vrea să le supărăm pe colegele noastre, că noi apreciem că muncesc mult, dar mă tem că comunică rău cu centrul sau centrul nu înțelege cu ce comunică. Cam amânat întâlnirea asta, de ce? Că s-au adunat specialiștii OCPI la Baia Mare, din regiunea de nord-vest. Zic, domnule, merg să se lumineze acolo și să vină și să ne spună tot ce-i de spus, să ne lumineze și pe noi, că părem a fi neluminați, nu? Că dacă nu, suntem toți de aceeași parte a baricadei. Și... Gracias.
În al doilea rând, aș menționa un lucru important, onestitatea cu care abordăm la ora actuală problemele. Onestitate înseamnă să redevenim oameni. Să redevenim oameni, să învățăm să vorbim, să ieșim puțin din limbajul de lemn al în care numărul de lege, articol, hotărâre, la un moment dat, scoate din conținut ceea ce vreau să transmit și din acest punct de vedere apreciez foarte mult, să spun așa, limbajul domnului, limbajul domnului. Și cred că este nevoie, permit eu să spun, și la nivel central și la nivel local, să începem să reînvățăm să comunicăm ca niște colegi care avem un interes comun, pentru că fiecare dintre noi avem familie, avem copii, avem nepoți, definitiv ce ne interesează, o calitate mai bună a vieții noastre. Și dacă tot lucrăm, eu deja după 10 ani, asta sunt în a 10-a zi de când lucrez la stat, tot făceam lume acum 10 zile. Dacă tot avem un contract și primim niște salarii, e normal și firesc să oferim și niște soluții pe termen, soluții viabile pentru cetățeni. Și am mai menționat aici un lucru, s-a zâmbit la un moment dat în sală. E bine să ne dezvoltăm empatia din domnul primar și din ceilalți colegi care erau în sală, solicitau simplificare în raport cu o entitate, ca să nu o nominalizez în mod direct. Iar rugămintea mea a fost să se pună și nouă cetățenilor în relație cu propriile primării, să putea să mai identifice birocrație și pe zona asta. Adică e bine să încercăm să ne punem și în locul celuilalt și în locul cetățeanului și atunci, în mod sigur, găsim soluțiile cele mai bune. În rest, aștept întrebările la dumneavoastră. Mulțumesc! Nu spunea și la deschidere, am salutat prezența domnului nostru, al domnului secretar de stat, domnului prefect, a reprezentanților de la fișe de la Dasul Bugea, pentru că a fost o întâlnire utilă, o întâlnire în care s-au transmis problemele la nivel de fiecare unitate administrativă, a fost prezent 36 de primari, de viceprimari, de reprezentanții de la Comisia de Fond Bugea. Mă bucur pentru că această întâlnire a fost pentru că știți destul de bine că Viejul a fost întotdeauna o unitate administrativă bine definită. Între anii 1985 și 1950 a fost reședință de județe, de 50 și 68 reședințe de raion, și mă bucur că deși acum nu suntem administrativ cu reședință de raion sau de județ, dar am simțit faptul că suntem importanți în ștepa județului, în zona noastră, pentru că, iată, 36 de unități administrative au fost convocate astăzi în municipiul nostru. Sigur că problemele au fost foarte diverse și datorită faptului că din 91 până în 2013 au fost emise 5 legi pe care ne pot lucea, foarte, foarte complexe și foarte greu de realizat și legea 165 din 2013, care e aplicabilitate de ușoară, s-a schimbat și ordinul 700 și dorim împreună cu dumneavoastră să găsim cea mai bună soluție pentru cetățenii din zona noastră, cetățenii pe care reprezentăm cu toții, atât ca primar și dumneavoastră cu de prefectură sau secretar. Iată de ce a fost o întâlnire utilă, o întâlnire care dorim să o punem în practică, pentru a rezolva problemele funciare la nivelul fiecărui cetățean, fiecare cetățean care trebuie să fie atât la primării și la noastră la prefectură. Vă mulțumesc și mă bucur că această întâlnire a avut loc și vă așteptăm cu mult drag întotdeauna.